36 de ani ai. Se văd că ai ochii în lacrimi. De ce? Hai, liniștește-te. Dacă ai nevoie de un pahar cu apă, vrei să-ți aducem un șervețel? Hai că-ți aduce imediat. Presupun că toate căutările tale și toate speranțele tale se leagă și de prezența ta în această emisiune și sper ca oamenii care îți aud povestea să te recunoască sau să știe ceva și să-ți dea un indiciu, ca tu să știi de unde vii, practic. M-am emoționat foarte mult când am văzut povestea mea, văzută altfel, prin ochii unui străin. Și nu mi-a venit să cred că eu sunt, că este vorba de acea persoană, eu fiind. Am râs toată ziua, am avut emoții în același timp. Dar este prima dată pe ziua de astăzi când îmi dau lacrimile, cu adevărat. Mi-a plăcut prezentarea, deoarece nimeni nu putea face cum ați făcut-o dumneavoastră. Da, vezi, din păcate, noi n-am prezentat decât o realitate. Iar acea realitate este viața ta, care așa poți să-l lași jos și să le... Sau uite, ți-aduce Vlad, colegul nostru, o masă și lăsăm acolo pahar. Mi-aduce și un șervețel, dacă se poate. Andreea, da. Eu am înțeles de la colegii mei că tu te-ai născut, nu știi unde, nu știi în ce zi, da. Nici în ce an, da. Presupui că ai vreo 36 de ani, da. Dar nu doar în dreptul tatălui este liniuț, așa cum se întâmplă în cazul multor copii nerecunoscuți de tată, ci și în dreptul mamei. Da. Cum s-a întâmplat asta? Eu pot doar să vă spun, pentru că m-am luptat toată viața cu minus, în acte. Pe unde m-am dus a trebuit să mă întâlnesc doar cu refuzuri și doar spunându-mi suferința din spatele acelui zâmbet. Faptul că am fost la casa de copii a fost un impediment, ne-am reușit toate planurile, împlinirile, pe toate planurile, exact. Mi-a fost rușine să spun la un moment dat că sunt de la casa de copii, dar nebănuind că am nevoie de acest lucru, și în ziua anunții mi-a fost greu, și la poliție, că trebuie tot timpul să justific de ce la mine este minus de fiecare dată. Tu și în buletin ai minus și la mamă și la tată. Pentru prima dată, după atâția ani, s-a dat legea să nu mai am minus. Nu știu de ce, dar este în favoarea mea pentru prima dată. Și ce scrie la tine la numele mamei, prenumele mamei, prenumele tatălui? Nu scrie. Nu există. Nu există, da, nu există. Scrie doar adresa și cum mă cheamă pe mine. Dar de unde știi tu că te cheamă pe tine Andreea Vitan? În urma actelor știu că mă cheamă Andreea Vitan. Dar dacă tu nu știi cine ți este mamă și cine ți este tată, de unde știi care e numele tău? În urma expertizelor care mi s-au făcut de-a lungul anilor în centre de plasament, în urma asistenților sociali și în urma unor oameni care au binevoit să mă ia dintr-un leagăn. Și ei doar știau de numele, de prenumele Aurora. Nu știau de Vitan, nu știam data în care m-am născut. Mie mi s-a fixat tot în urma unei instanțe, tribunalului Câmpul Lung, de unde mă aflu. Dar ți-a fost atribuit acest nume? Cred. Așa, din oficiu? Din oficiu, pentru că eu, unde m-am luptat eu mai mult, a trebuit să se facă niște anumite acte. Cam la urgență, timp de 2 ani, am lucrat la o firmă după ce am părăsit casa de copii, am lucrat pentru Caritas, Câmpul Lung, și ei au binevoit și au încercat să mă ajute pe toate planurile pentru a-mi face, să am și eu ceva legal. Înțeles. Să existi, să practic, exist, ca cetățean, pentru că eu să nu existi existam. Cu nume și mergeam un prenume, da. În centru de plasament, mergeam pe alt nume, nici nu răspundeam la numele care mi se impunea să răspund. Și eu nu eram pasivă, nu răspundeam, ziceam, nu mă cheamă pe mine așa, pe mine mă cheamă numele care mi-l știu eu. Ce ți-aduci tu aminte? Deci tu nu știi nimic din ziua în care te-ai născut, dar știi măcar locul în care te-ai născut, spitalul, orașul? 30 de ani eu am știut că sunt, știam că m-am născut în Pitești, dar nu-i spitele, ipostazele m-au dus în alte locuri,
nici de cum nebănuite de mine. Din rucăr, după ce m-am căsătorit, atunci am descoperit că de fapt nu sunt din rucăr, ci sunt din Dragoslavele. Tot de Argeș. Tot de Argeș. Deci tot pe acolo. Da. Casa de copii era unde? În Câmpul Lung? Sau în Câmpul Lung, în Câmpul Lung. Deci cumva tot în zona Argeșului. Tot în zona Argeșului, spui tu, da, că s-ar da, fi da, întâmplat da. Lucrurile. În Călinești, de la Leagăn, că am înțeles că erau pe ani, nu se tai de la 1 până la 18 ani, se tai Leagănele alea aparțineau de 3, 5 ani, înțeles. Depinde. Și a fost o doamnă care a prins drag de mine, mama Nașa, cum mi s-a spus, cum o țin eu minte. Așa timp îi spuneai tu, mama Nașa. Da, mama Nașa, o doamnă. Era una dintre îngrijitoarele de acolo? Nu, asistent medical și lucra la pediatrie. Și doamna m-a luat un fel de sub brațele dânsei. Mi-a oferit cât a putut dânsa și îmi mulțumesc și în ziua de astăzi faptul că datorită dânsei am niște amintiri. Nu știam ale cui sunt amintirile legate, de către cine sunt, cu cine sunt. Doar mi-aduceam aminte că eram la un bloc, într-un bloc unde stătea dânsa, dar n-am știut. Acum, după 30 de ani, am descoperit că acelea sunt amintirile care le am eu de când eram copil. Deci mama Nașa, cum îi spui tu, te-a luat la ea și te-a îngrijit? M-a îngrijit, m-a luat și în familie pe timp de vacanță. Timp de 5 ani, am înțeles că de la un an până la 5 ani au încercat și oameni să mă infieze de acolo pe la locuri, dar doamna nu m-a lăsat. Și ea mai are copii? Dânsa mai are două fete, da. Cum te înțelegi cu fetele ei? Eu mă înțeles foarte bine. Cu toată familia mă înțeleg bine. Da, cu toată familia. Și altceva, până afară de acești 5 ani în care tu ai crescut la această mamă Nașă, cum îi spui tu, ce alte detalii ai mai aflat despre viața ta? Pentru că, iată, poate multă lume care ne privește acum, cine știe, poate se agață de un nume, de un loc, de o poveste pe care au auzit-o acum mulți ani și poate ne pot trimite vreun detaliu, ca tu să afli dacă familia ta mai trăiește, dacă mama ta este în România, dacă o putem găsi. Spune-ne tot ce știi. Uite, l-avem aici și pe Sorin, care te mai poate ajuta cu întrebări. Eu nu știu nimic clar, pentru că eu m-am dus cu soțul meu. Soțul tău unde l-ai cunoscut? Pe stradă, să știți. Și el fiind de la casa de copii, noi ne-am cunoscut, dar nu ne băgam în seamă, n-aveam nimic. Uh-huh. Odată ne-am întâlnit, de două ori, și la băiat i-a plăcut de mine, dar mie nu-mi plăcea, nu-mi plăcea așa. Formal. Poate și că vroiai altceva. Da, eu vreau poate altceva. Dar voi sunteți acum căsătoriți legal. Da, noi suntem căsătoriți legal. De câți ani? Mergem pe 11 ani anul ăsta. Wow, de 11 ani sunteți căsătoriți. Da. Nu aveți copii încă. Nu avem copii. Și aveți o casă unde să stați? Noi stăm cu chirie la aneleuri. Și ce munciți? Eu sunt de profesie croitoreasă, am și infirmier. Ai făcut aceste Am făcut și specializări, da, ne dându-mi șanse că voi reuși, eu m-am zbătut. Am zis, dacă nimeni nu crede în mine, eu vreau să cred în mine că pot. Nu sunt handicapată, nu sunt, sunt nicio formă. Am două mâini, două picioare, pot să gândesc, pot să le fac. Deși lupta era grea, aveam în spate, nu poți, nu vei reuși, nu... Au fost puține persoane care au crezut în mine și am zis, Doamne, dacă Tu îmi dai, eu de ce să nu fac? Deci ai făcut cursuri și de infirmieră și de croitorie. Și pe lângă și serviciu aveam și seralul. După 4 ani de încercare, de încercări am putut să fac și seralul. Și soțul tău lucrează? Soțul meu lucrează într-un sistem, mulți, în 20 de ani a lucrat într-un sistem cu copii cu dizabilități și acum lucrează cu copii normali, după atâția ani. Bun. Cu toate astea, el nu și-a cunoscut părinții, nici el? Nu știe. El știe părinții, nu știe. Chiar stau cu soacra mea, timp de un an. Dar chiar. Tu încă nimic despre ai tăi. Numele de Vitan este după al soțului sau este numele care ți s-a atribuit ție? Care mi s-a atribuit. Soț, după soț mă cheamă Ferraru. Am înțeles. Hai să mai aflăm alte detalii. Nu știu, de la acea asistentă
cum îi spuneai tu, mama nașa. Nu ați aflat niciodată nimic de la spitalul la care tu te-ai fi născut. Nu știi cine te-a născut acolo și a plecat, că totuși într-un spital nu poate intra oricine să nască și să fugă. Există niște registre, numele persoanei, o adresă de domiciliu. N-ai nici cea mai mică idee, o cale, o ceva, de unde vii tu. Nu știi nimic dacă ai frați, surori, nimic, nimic. Îmi permiteți o leacă? Te rog. Să mă uit o leacă la cameră și să-i dau un mesaj. Mamei. Nu pot spune mamă. Femei care mi-a dat viață. Uite-te acolo. Acolo. Doamna Vitan Maria, așa știind eu că vă cheamă pe dumneavoastră. Și eu puteam să fiu mamă la rândul meu și n-aș fi vrut să fac ceea ce tu poate ai făcut din nevoință sau din neputință. Singurul lucru care mă voi zbate pe viața asta este, dacă voi avea posibilitatea să devin mamă, este să nu fac aceeași greșeală ca a ta. Nu vin aici ca judecată, ca criteriu, să te critic într-un final. Îmi doresc, și asta e o lupta mea personală, să fi putut să pui și tu o adresă, un nume concret. Să fi fost, să lași ceva în urma ta concret. Pentru că am mers numai pe piste și n-ai fost în atâți ani să lași ceva, un nume, dar să fie bazat pe legalitate. Asta este singurul lucru care îmi doresc de la tine. Nu te caut să-mi cer drepturi, că nu am drepturi asupra ta și nici tu nu ai asupra mea. Deși totuși te respect pentru că ai fost femeia pe care mi-a dat viață. Nimic mai mult. Atât îți doresc. Deci tu ai vrea doar să ai, să fii, să existi legal ca cetățean, legal, să știi atât. Care ți este numele atât. Tău, unde te-ai născut, dar nu simți și nevoia să o cunoști pe mama ta? Îmi doresc foarte mult, dar mie mi s-au pus foarte multe piedici de-a lungul anilor și nu mai este dorința aia, deși în sufletul meu este. Dar de unde știi că o cheamă Vitan Maria? După acte, cât am avut eu actele, până la 11 ani am avut acte, dar cum erau pe vremuri cu adopțiile, cu pierderile actelor, eu am fost și eu în rândul celor pierdute acte. Am înțeles. În legătură directă cu noi, prin telefon, este cea care a fost educatoare a Andreei. Bună seara, doamna educatoare! Bună seara! Doamna educatoare, cum vă amintiți pe această fetiță? De la ce vârstă o cunoașteți? Deci o cunosc pe Andreea din 1991, când a venit în centrul de plasament unde eu am lucrat, acum fiind pensionară. Ea a venit de la leagănul de copii la noi în cămin. Așa erau... De la ce leagăn de copii a venit? Din Câmpul Lung. Câmpul Lung, Muscel, da? Tot în Câmpul Lung, da. Câmpul Lung, Muscel. Copiii erau transferați la casa de copii preșcolar la vârsta de 3 ani. Ea a venit în 91, când deja casele de copii preșcolari nu mai existau, se transformase în centre de plasament, unde copiii rămâneau de la vârsta de 6-7 ani până la 18 ani. Deci toată perioada aceasta, Andreea a fost eleva mea, sau cum spuneam noi atunci, copilul meu. Ea a venit fără acte, însă... Se știa în dosarul ei, se știa numele mamei Vitan Maria, din Dragoslavele. Nu avea certificat de naștere copilul. Certificatul i s-a făcut foarte târziu, cred că prin 99, din câte mi-aduc eu aminte, în urma unor expertize și evaluări destul de complexe, prin instanță judecătorească, bineînțeles, în urma evaluării situației școlare, s-a putut stabili data nașterii ca fiind 8 martie 1985, dacă nu mă înșel, și locul nașterii în Pitești, dar aceasta nu este o certitudine. Deci este o aproximație. Am înțeles. Faptul că, iată, dumneavoastră, cadrele medicale, cadrele didactice, ați iubit acest copil și l-ați tratat ca pe oricare alt copil, chiar dacă el nu avea acte, nu avea părinți, nu știa de unde vine,
Cred că pentru el a însemnat foarte mult. Cred că ea, Andreea, s-a agățat de fiecare femeie din viața ei, care a îngrijit-o, care a educat-o, care i-a spus un cuvânt bun, pentru că în fiecare femeie ea vedea o posibilă mamă, o mamă pe care n-a avut-o niciodată. Da, de fapt, în acele timpuri chiar copiii ne numeau pe noi mame. Vreau să mai spun însă o informație, dacă puteți să o luați așa. Într-o perioadă am fost cu copiii în tabără la Dragoslavele, unde apare ca fiind locul mamei, de domiciliu al mamei ei. Acolo unul din copii a fost căutat de mama lui. Se numea Râșnoveanu Robert copilul. Emisiunea noastră este urmărită de foarte multe persoane și probabil mama acestui copil, Râșnoveanu Robert, care între timp din nefericire a decedat, spunea că este, că Andreea este nepoata ei. Deci este posibil ca cineva care ne vede să ne poată da mai multe informații. Exact, exact. De vă mulțumim foarte mult pentru toate aceste detalii, doamna educator, și vă dorim sărbători fericite, cu multă sănătate. Și cred eu că ceea ce faceți dumneavoastră se numește vocație, nu este meserie. Este dincolo de orice meserie, de orice profesie care se învață. E pur și simplu din energia pe care o au educatorii și formatorii de copii.